Salut, eu mă numesc Colum Vladimir și astăzi suntem în emisiunea spațerapie și vă voi arăta cum se efectuează masajul cu ventuze. Vă voi arăta felurile de ventuze, în ce situații se aplică ventuzele și în ce situații nu se aplică ventuzele și spre final vă voi arăta niște ventuze care sunt noi la noi în Republica Moldova și cred că pentru foarte mulți terapeuți ele vor fi o surpriză. De aceea, haideți să începem cu ventuzele. Sunt trei tipuri și feluri de ventuze. Primul și tip de ventuză, respectiv, este ventuza din silicon. Da, aici eu special le-am pus într-un rând. Sunt ventuze din silicon, da, Uh, ele sunt mai mult preconizate pentru uh, celulită, da, noi spunem, sau drenaj. Așa, un pic să punem ulei ca să vă arăt totodată și cum se aplică. Uh, avem câteva tipuri de ventuză. Avem ventuză mai mică, dar ea merge pentru zonele mai mici. Și avem ventuză un pic mai mare. Uh, asta mai mică ar avea undeva diametru de, de 3 dar asta ar avea diametru de 5-6. Dar și respectiv cum ele se aplică. Se apasă până da, se lipim de partea opusă, o punem da, și respectiv luăm mâna. Și automat vedem cum ea se prinde. Așa. Și după începem a face mișcările care noi le avem. Da, este foarte simplu, ce mai ușoară. Eu recomand de obicei această ventuză să o fac mamile mamele acasă. So soțiile, da, femeile, la bărbații e mai puțin posibil, din ce motiv că este păr pe picioare și respectiv nu e așa de comod. Dar dacă nu, nu este genant, da, puteți pune piciorul în baie pe un scaun, ungeți cu ulei și începi să faci zonele, zonele vaste problematice care pe voi vă deranjează. Puteți începe să încălzi cu ventuza mai mică, după puteți lua ventuza un pic mai mare. Mișcările tot timpul sunt de jos în sus, da? De jos în sus, primul moment. A doilea merg mișcările tot de jos în sus în formă da, spiralată. Nu spirală, dar zigzag, tot în felul ăsta. Următoarele mișcări sunt zigzag, da, chiar pe loc. Putem face și în sus și a treilea merg în formă de a, spirală, da, în formă de cerc, tot iarăși de jos în sus, spre ce mi apropiați ganglioni limfatici. În afară de așa gen de ventuze din <coughs> silicon, mai avem așa gen de ventuze, același material, a, care este ideea, dar acestea de -am sunt un pic mai profesionale se vede după mărimea lor și după grosimea pereților. Dar și avem iarăși zone mai mari, dar acestea se aplică un pic altfel, ele se apasă. Eu le mai numesc ventuză perci, ele se apasă dar și respectiv se ia mâna și se vede automat diferența asta. Da? Și când începe a merge cu asta, da, automat pielea se înroșește da? și respectiv rămâne, da? se vede deodată efectul dacă luăm diferența din asta, da, și respectiv diferența din asta. Da, este foarte mare diferență. De ce? Puteți luați ventuza, da, e vin în set patru ventuze. Aceste mici, ele sunt pentru zone mici și zone sensibile, inclusiv a două bărbie. Uh, mai mari, de-am să începe zone mai mari, da, uh, și mai puțin sensibile și încă mai mari, iarăși mai mari. De ce, Luând asta, voi puteți să faceți în, în toate formele și felurile. Și începeți respectiv cu ventuză mai mică să încălziți zona, da, să vede cum ușor se poate de prelucrat orice suprafață. Uh, și după, respectiv, treceți la prelucrare nemijlocită. El e mult să aplică în masajul anticelulitic, ați făcut masajul manual și după puteți să aplicați, să începeți să faceți deasupra sau după masajul manual. Evident că nu se face din prima zi, puteți să faceți după câteva zile, după ce pielea un pic s-a mărit elasticitatea și capilarele s-au întărit. Da, fiindcă la foarte multe poate să apară echimoze și așa și așa apare, dar să nu apară vânătăi, capilarele da să se rupă. De ce? Dacă în mod normal și profesional nu ar trebui să apară vânătăi. Dar vânătăile de obicei apar acolo unde vasele sunt foarte subțiri, da, capilarele, și sângele este stagnat. De ce acolo unde el a, va apărea vânătăi înseamnă că mușchii sunt foarte încordați, sângele stagnat, practic putem numi închegat în zona aceea. De ce a, cât mai mult noi vom prelucra uh, cât mai des zile, dar respectiv uh, vom avea efectul și vom observa spre ultimele zile că într-adevăr uh, s-a mărit elasticitatea și de acum uh, nu apare niciun fel de vânătaie. Așa, în afară de ventuza aceasta din silicon, da, Ceea ce spuneam că el sunt mai mult pentru celulită, uh, drenaj, da, și mai mult casă sau este puteți să le faceți la nivel profesional, chiar la clienții voștri, în salonul vostru, da, ele sunt, da, destul de eficiente. Efectul lor prin Prin faptul că se ia aerul din interior, da? la, la apăsare și respectiv prin asta el face efectul de vacuum, da, el, el sugi pielea în interiorul ei. Așa. Mai avem genuri de, de ventuze tot din silicon, avem aceste ventuze, ele merg uh, în set câte două, nu întâmplător, merg pentru față, dar evident știind liniile, da, merg de la bărbie în părți, da, și înapoi după liniile care, respectiv, fiecare din noi, uh, noi le cunoaște. Evident că inițial trebuie să ștergem fața, să o dezinfectăm, după aplicăm ori un crem ceva care e, e pentru masaj, ori un ulei care, știți, că de cât e natural și nu sunteți alergică. Da? Și în afară de aceste ventuze care măr pentru față, mai sunt și ventuze pentru ochi, da? Adică așa se numesc, dar se face e, iarăși de sub ochilor, dar ridurile din jurul ochilor. Și respectiv s-ar putea chiar și în jurul buzelor celor care au riduri, da, în jurul conturului conturul buzilor. De deci, ce practic acum cu aceste ventuze simple, făcând în fiecare zi drenaj la ochi, drenaj la față, drenaj la corp, veți vedea cum într-adevăr, în primul rând estetic, pielea se schimbă culoarea, vergeturile foarte bine ajută și de la masaj se știe că noi nu slăbim în kilograme, dar slăbim în volum. Da? Adică asta este ideea. De deci, ce? Combinând paralel cu masajul o uh, regim alimentar, consumând apă uh, în funcție de uh, greutate, da? respectiv veți vedea cum într-adevăr voi veți începe chiar și din interior a, a, a relaxa corpul, a tonifia și formele care voi vă le doriți. Fiindcă cunoaștem uh, modul de viață la fiecare, lucru-casă, lucru-casă și respectiv Multe persoane au lu mult stând, pozițiile corpului, da, stând, și respectiv scriează, noi numim straturile de celulită, dacă ca, ca coarjă de portocală. Și uitați-vă, o în săptămână, măcar făcând în, în, baie fiecare, noi relieful asta de coarjă de portocală, da, asta mai mult se referă la celulita de gradul 2, 2,5 până la 3. Da, automat să vedeți cum ele toate se regulează. Aceste ventuze, eu văd foarte mulți că le aplic în diferite dureri de spate, le aplic pe coloană, da, și așa mai departe. Nu este corect. Ele nu sunt pentru dureri, radiculite, osteohondroze sau răceli, bronșit, pneumonie. Ele sunt doar drenaj, da, doar pentru piele, celulită, vergeturi, ca pentru a întări vasele sanguine. Asta este ideea. De ce? Da, adică puteți folosi să înroșiți pielea, dacă ca fi ca o hiperemie. Da, s-ar putea, într-adevăr, cu este ați putea face. Dar nu e ca efect de, 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 terapie. Așa. Cam asta este ceea ce ține de ventuze de silicon. Următoarea vreau să vă arăt ventuzele din sticlă. Așa. Da, pentru ventuzele de sticlă noi avem nevoie de foc. Pentru asta vom folosi da, spirt cât mai curat. Da, vom lua un așa cu foc. Da, care este eu special înainte de asta am acoperit capul dar am acoperit și am pus uleiul. Persoanelor care au uh, mult păr pe spate, bărbați, de exemplu, tot nu se face și se pune un pic mai mult ulei. Focul, prima greșeală, nu se ține pe client, fiindcă poate de la foc se zboare câte și respectiv să ardă. Da? De ce atât timpul focul se ține în mâna opusă uh, și în mâna aproape de client se ține ventuza. Dar nu ținem... Uh, și cum facem? Punem ventuza și nu trebuie focul să-l învârtim, da, să-l rotim în jurul ventuzei până se încălzește ventuza. Nu este efectul ăsta, da? Efectul într-o secundă e suficient doar focus, uite așa, o, o, milisecundă să fie în interior și să o oxigenul. Asta este efectul și azi tot sunt la noi aici o clientă și spunea că sunt mai bune asta cu sticlă că el e cu foc. Focul nu ajută, ajută vacumul care îl creează, adică oxigenul care care l, ars, care l ars, focul, da? Din interiorul ventuzii. Da, exact asta noi putem, eu am să vă arăt mai departe celelalte din plastic, exact același efect, dar efectul are cât e de mare ventuza și cât de adânc între da, țesutul în interiorul ei. Cu cât mai mult țesut, practic, tragi Uh, cu cât ventuza mai mare, respectiv cu atât e mai adânc acționează. De ce aceste ventuze din, uh, cu foc, da? din sticlă, cum ele erau de pe timpuri? Noi toți le cunoaștem de pe timpuri, cum la bunei, bunicile mergeau uh, terapeuții, medicii înainte aveau o poșetă și se duceau pe acasă și, și le aplicau uh, în foarte multe probleme, da? începând cu uh, răceli, bronșite, pneumonii, uh, terminând cu radiculite, dureri de spate și multe alte probleme, cei ce legat de articulație, artroză, artrite, coloană, dar și chiar și răceli, după cum vedeți. De ce ventuzele, vă spun, din ce cauză au fost scoase din, din, comerț, da, din sistemul medical, din motiv că, în primul rând, creează echimoza, dar nu asta e cel mai important. Cel mai important este din cauza că oamenii făceau acasă fără să aibă studii și făceau cu arsuri, nu știau cum să le aplice, țineau focul deasupra omului și dacă mai țineți minte, puneau, făceau din hârtie, da, așa un fel de, da, și o băgau în interior și o puneau ventuza deasupra. Și în felul ăsta, hârtia uneori da, la 20 de ventuze, hârtia cei ardea și făceau arsuri. Și dacă era un copilaj sau... Da, adică nu, nu, este plăcut. Asta e primul moment din ce cauza s-a scos. A doilea moment din cauza că le lasau mai mult timp decât trebuie. Orice ventuză, țineți minte, se lasă de la 10-15 minute, maxim. Da, adică de aceea, lăsând ventuza, dar cum suntem noi? Cu cât mai mult, cu atât mai bine. Da? Nu este aici a, momentul ăsta, cât mai mult, cu atât mai bine. De ce? Ținând ventuza a, 10, da, putem primele zi, 10 zile, primele zile, da, 2-3, pe urmă putem 12 minute, până maxim 15 minute. Dar și ce spunea că oamenii înainte le lasau jumate de oră, unele o oră și rămânea necroză. Da? și respectiv din cauza asta oamenii iarăși se adresau la urgență cu diferite iarăși lucruri neplăcute. Și acum ultimul timp destul tot de răspândit este metoda hijama. Cred că tot foarte mult mă uit, foarte mult vorbeam cu o cunoscută din în Franța, tot spunea că acolo europenii se cunosc și își fac foarte mult. Mă miră faptul de, că, de ce știu că de obicei ei nu prea dar foarte bine răspândit Ucraina, Rusia, da, zonele astea. Hijama, ce se are în vedere? Că se găurește, da, pe timpuri bunicile noastre, străbunicile făceau uh, cu lama uh, o tăitură de, de la 0,5 mm până la, până la 10 mm, da, până la, uh, și respectiv uh, pe urmă punea ventuza și toate sângele cealaltă se ducea în ventuză da, ca efect, într-adevăr, este un lucru destul de interesant, dar nu se poate de a făcut la nivel de casă, nu se poate de făcut dacă nu ai studii medicale, nu știi cum să faci sterilizarea și tot așa mai departe. De deci, Fără studii, eu nu recomand la nimeni și nu recomand să vă duci undeva, fiindcă puteți primi o infecție și nu ați fiți bucuroși de situațiile și de metodele de tratament mai departe. De ce mai bine folosiți de trei ori ventuza simplă, aplicarea care eu îmi arăt mai departe, decât o dată ventuza da hijama, fiindcă după toate găurile astea va trebui cumva el să se restabilească și respectiv trebuie permanent pansamente. Acum este acele astea care iei sânge din deget, foarte mulți fac găuri cu ele și într-adevăr nu rămâne așa mari cicatrici la piele, dar oricum nu recomand Oricine ar fi. Da, de ce oamenii vor, cum se spune, uh, să achite puțin, da? Uh, să facă uh, mult și să aibă efect mare. Nu există așa ceva. Da, de ce mai bine vii mai multe proceduri și rezultatul practic să fie același. Așa, haideți să începem. Uh, așa, este foarte important când scoateți uh, din spirit. da? Puteți lua o sârmă obișnuită, dar lua în, în de deasupra. Așa. Focul ținem alături. Ventuza alături. Am pus-o și am dat drumul, da? Uitați. Hop. Momental, o, o secundă. Se vede cât, cât de ușor și cât de răb de singur se prinde, da? Și acum voi trebuie inițial să încercați să, să, faceți cu viteză, chiar și cu ochii închiși, adică să nimerești în, în, în ventuz, da? Și faci hop, actul, hop, da, și faci prima mișcare, actul. Fiți atenți, focus nu fi prea mare, să nu va ardeți voi fruntea. Da, Facem mișcări longitudinale, după facem mișcări transversale. Eu foarte mulți ani facem uh, ventuza, după un timp sunt fierbântă, facem uh, masajul ăsta cu foc, la clienți, la sfârșit ca bonus. Da? Nu știm că orice om iubește un bonus. De ce făcând uh, la clienți după... Așa. după masajul care îl faci să-i faci așa, eu cred că ar fi rezultate foarte bune. Evident, pe coloana vertebrală nu se face, nu se face la oamenii care au problemă de inimă, nu se face la persoanele care au probleme de rinichi, care au calculi renali, care au, au avut insult, infarct, care au probleme de piele, care au alunele, coșuri, etc., etc., etc. Tăi ce ține de, de piele. De ce? dacă pielea este curată, dar în cazul nostru sunt mai mult alunele roșii care știm din ce cauză și ele pe noi nu ne încurcă. Da? Avem ventuză mică și avem ventuze mai mari. Mai mare ventuza respectiv ajunge mai adânc, mai... Da, asta are undeva la 80 cm. Acționează cei mai mică, lucrează la undeva 4-5 cm. Și același procedură. Poți să vă arăt ce se întâmplă. Vedeți? Hop! și sunetul este altul, da? Oh. Și dacă puteți cu mâna, puteți să o faceți exact în felul ăsta. Și facem de la coloană în hmm. Da, adică, în felul ăsta voi puteți faceți un joc de câteva minute pe clientul vostru, știm foarte bine că asta este zona rinichilor, zona renală și uneori chiar când te doare spatele, se duce la spate. Se face la rinichi, dar depinde de ce probleme. Da, dacă vorbim de niște pielonefrită cronică, asta se face. Dar dacă persoanele sunt care calculi renal, da, pietre la nisib, și când faci masajul pe zonele reflexe a rinichilor, se activează Uh, rinichii și uh, poate să înceapă a porni pietrele. Și atunci nu știi. Și plus, uh, uneori, foarte mulți oameni nu cunosc că au pietri, da, adică la rinichi. Și respectiv, din cauza asta, -te -te -te. tot ar putea. De ce uh, putem să întrebăm omul când a făcut ultima oară analiză de urină, analiză de sânge și o, o investigație, da, un o ultrasonografie la burtă și dacă el știe precis că nu are nimic cu rinichi, atunci puteți să-i faceți. Da? Dar dacă el vă spune că uite, eu am probleme cu rinichii, eu am da, și tot așa mai departe, înseamnă că mai bine nu faceți. Da, adică asta este ideea. În afară de ventuzele astea două, mai este încă un tip de ventuză, da, ventuză din uh, bambus. Da, iarăși nu mulți le au, sunt numai la noi în școală, aceste se aplică în aceeași format. Da, se vede cum, cum se strânge. Uitați-vă. Da? În același format. Și mai avem ventuză, e unica în Moldova, din cupru. Da, iarăși eu special am văzut-o. Știu efectul ventuzelor din cupru, mai mult o aplic persoanelor care au hernie abdominale. Da, hernie de hernie umbilicale sau hernie inginale. Da, de ce cupru noi știm foarte bine că uh, cupru și argintul sunt uh, două metale care au efect terapeutic foarte bun. Da, exact. Așa. Da, și acum, da, uh, practic masajul eu uh, cu ventuzia sunt parte în două, însăși masajul, ceea ce ați văzut până acum asta a fost doar masajul și aplicarea ventozilor. Da? Acum eu am să vă arăt aplicare. Masajul se face până la o înroșire da, a zonei bună, da, o înroșire bună. Dar aplicarea ventozilor. Da, ea se face până de la 10 la 15 minute, ceea ce eu spunem. Acum eu am să încerc să le aplic. Așa. Se poate așa. Așa. Ca să vedeți cum se pun, se pun paravertebral. Da? Da, evident, orice ventuză pusă, ea trebuie după să luați un prosop și să o, să o acoperiți da, adică ea să nu se răcească. Și periodic, din 3 minute, da, să vă uitați la ea, ca acolo să, să nu apară diferite erupții, da, diferite coșuri, să nu, să nu erupă și să nu fie... Da, și persoana noastră un pic este răcită, tușește, da, și respectiv din cauza asta ar fi bine chiar depus ei în, pe, pe zona asta toracală. Așa, și spre final, da, am surpriza serii, da? Încă nu-i surpriza, este ventuze le cunoașteți. Sunt ventuze din plastic, dar este a treilea tip de ventuză. Dacă prima a fost din silicon și ele a fost pentru celulită drenaj, a doilea tip de ventuză a mers pentru răceli bronșit pneumonie cu foc și a treilea tip de ventuză din plastic. Da? Plasticul el vine cu pompă, da, ei se numesc Ventuze Profesionale. Nu avem nevoie de foc, nu avem nevoie de spirit, nu avem nevoie, practic, de, de multe lucruri care uh, poți fi rele, uh, nu ești atent, uh, faci diferite momente. De deci, aceea, chinezii s-au gândit bine și au hotărât să facă așa gen de Ventuze. Și, într-adevăr, ne ușurează munca. Uh, sunt Ventuze, începând de la uh, acestea de 4 cm, 5 cm pe urma avem 6 cm, pe urma avem 8 cm diametru și spre final avem ventuze de 12 cm. Astea 2 de 12 cm la noi nu sunt de boan. Sperăm că săptămâna viitoare să apară și la noi. El inițial, vă spun secretul, pentru sâni. Chiar au aici și mărire, da? adică centimetri și să, să vezi cum se măresc. Nu le-am văzut nimeni să le aplici pentru asta la sâi, dar noi le aplicăm pe zonele mari a, a spatelui. Eu personal le for, folosesc în terapie viscerală, într-adevăr mă ajută și sunt rezultate foarte bune, dar asta vorbim la masaj visceral. Cum ele se aplică? Iarăși, astea sunt amele personale de la mine din cabinet. Cam atâtea ventuze, trebu pentru un spate, doar pentru o zonă, da? Merg în jur de 30 de ventuze. De deci, aceea practic cel mai mic set vine de 32 de ventuze, dar problema e că sunt foarte multe ventuze mici. Dar poți să vă arăt, sunt foarte multe ventuze mici, și vă trebuie două seturi sau suplimentar să vă luați aparte. Ele așa vin în set. Asta e de 24 setul, da, va fi săptămâna viitoare și de 32. Și este, asta pe urmă vorbim și vă arăt cum se aplică. Exact așa, ele aici au un fel de da, plasmas, punem, tragem, da, cât noi avem nevoie. Da? Adică asta este ideea. De ce ele sunt profesionale? Că la foc noi nu putem... Verifica ce presiune să aplicăm la foc la cel din silicon exact așa de exemplu aici vreau una aici vreau de două ori se trag aici vreau de trei ori se trag. Da și respectiv se vede după stratul după profunzime și nu uităm asta în zona rinichilor a început să, să se înroșească mai repede da. Da, ar fi după mărimea, din cauza mărimii. Cât e mai mic, cu atât zona este mai echimoză, mai rep formează. Dar, după cum vedem, alunele roșii și din ei, la față, pungile și în jurul ochii, în vânătaia, asta arată într-adevăr despre problema rinichilor. Pentru începători, da, pe zona rinichilor nu aveți voie să, să le aplicați. Se aplică mai jos de rinic pe zona lombo-sacrală și zona toroca cervicală, da, zona asta de, jos în sus. Da, și respectiv, cu ea puteți face același masaj, da, după care am vorbit și simțiți că aici e presiunea mare, putem un cetișor să-i dăm, să liberăm aerul și iarăși să începem, da? Adică voi o puteți folosi și în scop de drenaj, celulite, da? Puteți să o folosiți și ca terapie. Ca terapie se poate de, a, de aplicat în orice afecțiune, în perioada cronică. Da, adică în toate scoliozele, dacă începem de, de la coloana vertebrală, în toate radiculitele cronice, numai nu acute, în hernii, oamenii care au de mult timp hernii de disc protruzii și un șir, o un șir de probleme la coloană și nu le ajută nimic și nu știu cu ce strateză. Încercați ventuzele. Eu vă asigur că dacă voi să puneți 10 zi zile, da, ventuze, tot zona asta, să o faceți plină de chimoză, da, veți vedea într-adevăr cum corpul începe a, a porni circulația în zona aceea și să vedeți cum încet ușor țesutul mușchii se relaxează și respectiv eliberează nervul, se duce inflamația și spornește procesele de autoregenerare. Da? Practic, este și cel mai important efect și unul din cele mai bune lucruri, procesul ăsta de autoregenerare. De ce folosind ventuzele da, în felul ăsta, pot să vă arăt și ventuza mare, dar mi îmi place să o pun pe zonele astea mai mari. Da, ea se trage mai multe ori. Atât, da? Pragul, da, da, e ok. Da, adică se pun până la o durere ușoară. Da, adică nu, nu până la durere, nu cu, nu durere, uh, nu cu durere și nu piste durere. Da, adică este un, un pic diferență. De deci, ce puteți cu, cu, clientul să vorbiți să fie până la și acolo pragul celălalt, dacă e prea mult, puteți un pic să dați drumul da, și să simțiți. Așa e ok, da? da? Da. Și respectiv, dar de ce? Sfii până la, fiindcă peste un minut țesutul se adaptează și respectiv va trebui să mai bine să uh, va trebui un pic să dozați, da? să mai apăsați un pic. Da, dar și eu și așa, uneori, periodic le mai trag un pic ca ele să-și facă efectul mai bun. Da, și aici vedem în zona asta rinichilor cum ea automat se începe în venețe. Da, uh, și spre final vă vorbeam despre un nou tip de ventuză acum a venit recent la noi Republica Moldova. Așa, asta nimic. Ventuze cu șurub, da, se spune. Da, ele pompă nu trebuiește, se pun, da, și se începe șurubul a roti. Și se atât, da? Așa. Acto se vede practic are același efect. Nu aveți nevoie de pompă, da, și așa mai departe. Puteți singurei ei să luați, de exemplu, și să o puneți în zona cefei, da, în zona organelor, depinde ce probleme tu ai. E, pentru celulit va trebui un pic stichină. <gângă> nu e așa de comod, ca să un pic să o pui, iar să faci că des iese. Dar e, ca terapie, artroză la umeri, foarte mulți oameni au probleme cu umerii. De deci ce e destul? În sete vine câte 8, 2, 4, 6, 8. Da, vine în set câte 8. dar și e destul de interesant să aveți aparte ca, 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 terapie. Eu acum o folosesc la un copilaj de 2 ani și el nu se spare de pompă ca cu ceva să-i fac. Dar mă joc și dau lui să joace, da, și în felul ăsta e destul de interesant. Ca efect e exact ca asta. Simte, da? Așa, da, care este plusul? Dacă uitați, hop și dai drumul în felul ăsta. Sau îți trebuie să o mai tragi. Da, Adică la milimetri poți să regulezi presiunea ei. Asta și este... Da, știu. Da, e activ. Deodată cum a circulația în zona asta, da? Cam acestea sunt ventuzile. Este foarte important, evident, înainte de aplicare să ungeți cu ulei înainte de aplicare să le dezinfectați. Sunt speciale spray-uri acum care dezinfectează. Nu încercați să le fierbiți, nu încercați În cel mai rău caz cu spirit. da? să pun, dar dacă a fost contactul cu sângele, atunci e foarte important, puteți luați soluții speciale, da? care să dezinfectați special ventuzele. Ok, Cam acestea sunt cele mai importante momente, după cum vedeți am îngrămădit practic toate ventuzele care există pe lume, spun miciuni mai este una din corn, vreau să o am și pe ceea cred că o voi avea dar 99% cam astea sunt cele mai, cel mai, interesante. Puteți încercați diferite ventuze pe diferite locuri, la diferite categorii de clienți, puteți recomandați acasă, ca persoană simplă poți folosești, ca terapeut poți folosești în procedurile tale și respective, vedea toate rezultate. De deci, ce mult succes și încearcă să da întrebări vă Sau cineva acolo cu întrebări? Uh, uh, noi în uh, școala noastră de masaj mai avem și magazin. Dar până când magazinul online nu lucrează adică nu avem cine să facă livrarea, uh, în scurt timp cred că vom rezolva și problema asta, de deci, ce puteți intrați la noi pe site pe școala de masaj. .so, uh, să l vedeți și să vedeți și prețul. Sau puteți intra la noi la sediu direct. Și aici sunt practic toate tipurile de ventoze. Da, adresa Alba Iulia 75 bar 13. Da? Ok. Mult succes și Mul ne succes. vedem în viitoarele videoclipuri.